Activități sportive, ceremonii, simpozioane, muzică populară, dar și o bine meritată petrecere în aer liber. De toate aceste lucruri se vor bucura cei care vor veni duminică la Horoat să sărbătorească. De la ora 10 la sala sporturilor sunt așteptați cei care vor să își etaleze talentele la tenis de masă și la șah. Sărbătoarea va continua la Monumentul Eroilor, după care invitații sunt poftiți la Școala Veche, unde se va desfășura un simpozion intitulat 800 de ani de atestare documentară a satului. Și pentru că nu există petrecere fără muzică populară de la ora 14.30, Căminul Cultural al Satului găzduiește festivalul Dor de Cântec și de Joc, urmat de spectacolul de dans popular oferit de ansamblurile de pe plaiurile sălăjene. Începând cu ora 17, ansamblul folcloric Ausana va încânta publicul cu un joc popular de pe plaiurile bihorene. De la ora 20, distracția se mută la Căminul Cultural, unde este organizată discoteca în aer liber pentru tinerii satului.